Fără răbdare, leii nu vor avea ce face în proiectele profesionale, lucrurile se vor desfășura cu dificultate. În schimb, fecioarele se vor bucura de evenimente unul și unul. Andreea, ce înseamnă mai exact expresia Bună asta? Dimineața. Bună dimineața! Înseamnă că astăzi, nativii din Zodia Fecioare se vor bucura de situații foarte frumoase și în mediul profesional, dar și în mediul familial, așadar vor avea motive să fie astăzi bine dispuși, dar să vedem toate predicțiile acum. Nativii din Zodia Berbec se găsesc într-o formă excelentă, nu le va arde de dispute și de certuri, vor încerca să aplaneze majoritatea situațiilor tensionate datorită prezenței de spirit. Taurii sunt buni organizatori, stau de minune și la capitolul inspirație și vor veni cu cele mai potrivite soluții în proiectele profesionale. Gemenii nu prea știu ce vor, aleargă după mai mulți iepuri deodată și riscă să nu pună mâna pe nimic, mai multă hotărâre ar fi de mare ajutor. Dracii sunt distrați cu gândul la weekend, se vor mobiliza cu greu și nu vor reuși să pună la punct nici măcar activitățile urgente. Leii nu stau deloc bine la capitolul răbdare, vor totul de-a gata și cum asta nu este posibil, vor deveni cu ușurință irascibili. O zi cu întâmplări surprinzătoare, dar benefice îi așteaptă pe nativii din Zodia Fecioară. Proiectele în care sunt implicați vor avea rezultate neașteptate. Calmul nu îi va caracteriza sub nicio formă pe nativii din Zodia Balanță. Este posibil să-și compromită relațiile sociale din cauza irascibilității crescute. La polul opus, scorpionii vor trata fiecare problemă apărută cu seninătate și calm și vor încerca să găsească rezolvarea acestora. Se cunoaște că este vineri pentru săgetători, vor fi mai toată ziua cu zâmbetul pe buze, energici și vor realiza cât alții în 3 zile. Capricornii sunt confuși și riscă să ia decizii nepotrivite, mai bine ar amâna hotărârile importante. Vărsătorii se vor bucura de evenimente frumoase în plan familial, îi așteaptă vești bune astăzi. Veștii sunt încrezători și optimiști în proiectele demarate și vor atrage numai lucruri pozitive. Atât pentru acum, ne revedem la dimineața, Mândel. Te așteptăm, Andreea, mulțumesc foarte mult!